Bună ziua! Fostul premier Victor Ponta este invitatul interviurilor PS News de astăzi. Bună ziua! Vă mulțumesc că ați acceptat Bună invitația ziua. Noastră. Mulțumesc de invitație și de insistență să, până la urmă, am reușit să facem interviu. Vă ascult! Începem cu subiectul momentului. Ați fost astăzi la DNA în calitate de martor. Da. Despre ce dosar este vorba și ce detalii ne puteți oferi? Păi, n-am voie să vă dau detalii, deoarece fiind martor, nu trebuie să mă apăr eu de ceva. Au fost destule întrebări legate de procese legislative în cadrul guvernului. Mai mult nu pot să vă spun în acest moment. Am zis ceea ce știu. Dacă este ajută cu ceva sau nu. Este vorba despre 2014? Anul 2014? Cred chiar 13. 2013. Da. Se vehicula că ați fi martor într-un dosar legat de tel drum? Acum, eu nu știu de ce sunt legate dosarele. Știu ce am fost întrebat, știu ce am spus și dacă îi ajută cu ceva să stabilească adevărul, e foarte bine. Dar am spus și la ieșirea de la DNA și uite, am ocazia acum că ne vedem imediat după. Eu știu foarte bine și eu știu de pe faptul că am suferit și eu din cauza asta. Diferența între bătălia politică și armele judiciare. Eu am o bătălie politică cu domnul Dragnea pe care o voi duce în continuare, dar în niciun caz nu vreau să văd nici domnul Dragnea, nici altcineva că are de suferit pe nedrept din punct de vedere judiciar. Așa încât am spus foarte clar că nu mă ocup nici cu delațiuni, nici cu denunțuri și nu confund lucrurile. Iar din punctul ăsta de vedere spun și am spus de fiecare dată cum sunt eu așa în conflict cu domnul Dragnea, prima lui condamnare aia cu referendum a fost un dosar politic. Cum nu-mi place mie, dar nu-mi place deloc de Ludovic Orban, dar în scenarea aia lui, împotriva lui, ca să nu candideze la primărie, ceva groaznic. Și mai sunt, din păcate, multe alte dosare politice, așa încât n-am uitat ce am pățit eu însumi. Și nici nu m-aș bucura sau n-aș spune ceva neadevărat despre vreun adversar politic. Vă spun pentru prima dată, așa să aveți o exclusivitate, am fost audiat mai de mult tot ca martor la DNA și mi s-a propus, dar nu vreți să depuneți vreun denunț contra lui Traian Băsescu? Și am zis, dom'le, Traian Băsescu chiar e persoana pe care o detest cel mai tare în politică, dar eu mă lupt cu el în politică. N-am făcut în viața mea vreo plângere penală. Și nici nu mă ocup cu așa ceva și aș vrea, dacă se poate în România, să separăm bătălia politică de armele judiciare. Din păcate nu am separat-o și pare din ce în ce mai întrepătruns această bătălie și foarte rău. Am dat un răspuns mai lung, dar de acum încolo sunt foarte scurt. Că tot ați amintit de bătălie politică, da. Ați pornit alături de Daniel Constantin un nou proiect politic și de Sorin Câmpeanu, da. Și Sorin Câmpeanu. Și de Remus Borz acum și mai sunt câțiva oameni care... Ne puteți spune cum a luat naștere această decizie? Și mai exact, dacă ideea aceasta a pornit după excluderea dumneavoastră din Partidul Social-Democrat sau era o idee dinainte de excludere? Eu n-am vrut niciodată să plec din PSD și nici nu mi-am imaginat că o să plec din PSD. N-am făcut politic în alt partid și mă și gândeam așa că o să ies eu din politică, din PSD și cu asta basta. M-a scos domnul Dragnea într-un mod destul de neașteptat. De ce? Pentru că eu am fost extrem de incomod și l-am supărat destul de tare și pe Adrian Năstase când era președintele PSD și pe Mircea Joană. Nu m-a dat niciunul afară. Adică... Pe domnul Dragnea l-a supărat mai rău, poate. Nu, domnul Dragnea are alte metode. Are niște metode pe care nu le-a aplicat nici Iliescu, nici Năstase, nici Joană. Niște metode care sunt copiate după Traian Băsescu. Știți că și Traian Băsescu a venit, întâi a zis lui Peter Roman că e cel mai bun, cam cum zicea și mie domnul Dragnea. După aia i-a zburat pe toți de acolo. Finalul a fost că PD-ul n-a mai existat. E adevărat, a obținut scoruri, știți, ca și PSD-ul anul trecut. Dar PD-ul a dispărut pentru că atunci când toată decizia și toată puterea se concentrează pe un singur om și pe grupul lui de interese, nu mai există partid, atunci e doar un sistem piramidal și când cade vârful piramidei,
vedeți, PSD-ul s-a schimbat, Iliescu a venit Năstase, s-a schimbat Năstase, a venit Joana, s-a schimbat... PSD-ul a rezistat tocmai prin faptul că n-a depins doar de un singur om. Acum e confiscat de un singur om și eu cred, îmi pare rău să spun chestia asta, pentru că vă dați seama că rămân în suflet așa, rămân PSD și am mulți prieteni acolo. Dar nu văd că lucrurile merg bine. Acum, referitor la partidul pe care l-am înființat cu Daniel Constantin și cu Sorin Câmpeanu, sunt doi oameni cu care am lucrat foarte bine în guvern. Sunt doi oameni pe care și apreciez și profesional și uman. Și am zis, domnule, să facem un startup party. Pentru că PSD-ul acum s-a dus spre un partid așa de stânga, din aia veche, latinoamericană, așa braziliană, cu populisme, cu pomeni, dar cu ineficiență și lipsă de perspectivă, numai un partid progresist. PNL-ul este, din păcate, un partid în acest moment așa în moarte clinică, în niciun caz nu este în opoziție, pentru că ei sunt victimele blatului politic. Și da, sunt foarte mulți oameni care spun, dom'le, dacă am avea ce să votăm altceva, am vota. O să... Veniți cu o alternativă, să înțeleg. Este o alternativă la PSD-PNL. În acest moment, sigur, ei sunt mari, noi suntem mici, dar să ne vedem la vot. Dar care sunt principalele obiective ale acestui partid? Și gurile rele spun că prin această formațiune politică doriți să rupeți oarecum PSD-ul. Bun, gurile sunt gurile rele plătite de Dragnea. Știți că uneori fac rău PSD-ului, tocmai că Dragnea îi plătește, îi pune să spună tot felul de prostii și după aia tot PSD-ul are de plătit din chestia asta. Nu, n-am vrut să ni să rup din PSD, dovadă că n-am un singur coleg a venit cu mine. Sigur că mulți alții am vorbit și am zis, domnule, rămâneți în PSD și dacă puteți schimbați acolo, în PSD, schimbați-l pe Dragnea, faceți din nou PSD-ul ca lumea. V-au contactat din PSD? Foarte mulți oameni, normal, ce credeți? Puteți da niște nume? Cine? Nu vă din dau actuala nume, guvernare? Nu vă dau... Normal că vorbesc și cu cei din actuala guvernare, toți sunt să nu afle Dragnea, aoleu, să știți, e un gen de atmosferă din asta așa de... Eu n-am văzut în PSD pe cineva entuziasmat de Dragnea, eu pe toți am văzut speriați de Dragnea, ceea ce cred că e rău. Nu știu, nu cred că poți să conduci un partid și o țară, ca acum domnul Dragnea conduce România, doar cu spaimă și cu cumpărat cu funcții. Păi dacă sunt speriați. Acum au o alternativă în pro-România. E, stați așa că eu nu le dau funcții. Nu. Sunt oameni, știți cum, care zic, da, da, funcția mea, uite, ministru, președinte de comisie, da, asta e, așa e în politică, nu-i cu supărare. Ce vreau să facem cu nou partid? Ne vom concentra în special pe zona de guvernare, de act de guvernare. Slavă Domnului și Sorin Câmpeanu și Daniel Constantin și eu am avut rezultate în actul de guvernare. Știm ce înseamnă când vorbim despre zona de finanțe, de mediu, de educație, de sănătate. Chiar nu vorbim așa după ureche sau cum face PNL-ul cu care doar ce că-i contra. Și după cum ați văzut, observațiile noastre prind la oameni. Ce oameni cunoscuți, în afară de dumneavoastră, domnul Daniel Constantin și domnul Sorin Câmpeanu, sunt acum în Pro-România? Păi, avem o... Pe ce oameni se bazează Pro-România? În general, pe oameni care au avut o anumită performanță, fie în zona privată, fie în zona de guvernare. Nu neapărat, știți, omul de partid care stă acolo cu minte în rândul partidului și îl vede șeful și îl pune într-o funcție în care habar nu are. Fac o paranteză. Trei sferturi din actualii miniștri n-au nicio legătură cu portofoliu pe care îl ocupă și atunci e normal ca lucrurile să meargă prost. Am vorbit cu destul de mulți oameni. N-a fost o chestie acum, haideți toți să avem o bătălie în 2019, dar bătălia adevărată e în 2020. Și mai e ceva. Eu am fost tot timpul, am făcut politică într-un partid mare unde cantitatea era importantă. Acum la un startup party mai puțin, dar mai bun. Au fost destui care ne-au căutat și care le-am zis politicos, mulțumim mult, dar nu gândim la fel, așa că hai să rămânem doar prieteni, nu să facem și politică împreună. Există o criză de oameni în PSD. Mă refer aici la domnul Fifor. Am văzut că este mutat de la o funcție la alta.
Putem spune Problema că e există că o are această criză? calitate că nu se pricepea nici la economie, nici la apărare și atunci putea să fie și la sănătate, putea să fie un... N-am nimic cu Mihai Fifor, e un om care m-am înțeles mereu foarte bine. Dar am dat un exemplu, nu puteți era... mai dați multe altele. Exact. Criteriul este, singurul criteriu este, domne, fidelitatea și obediența față de domnul Dragnea și să nu creeze o competiție. Eu vă dau eu alt exemplu. Mai ales că vorbisem înainte, în decembrie, de chestia asta. Olguța Vasilescu ar fi fost, din punctul meu de vedere, bine să fie ministru, dar la dezvoltare regională. A fost primar, se pricepe. La muncă a zis niște lucruri și uitați-vă ce nebunie e și cu salariile și cu pensiile și... domnul Fifor ar fi fost poate foarte bun, dar nu știu ce treabă are cu apărarea și mai ales într-un... Are singura treabă că sigur nu va ieși din cuvântul domnului Dragnea cum a ieșit Țuțuianu, care Țuțuianu a avut marele păcat că nu făcea exact ce îi spunea Liviu Dragnea. Nu se poate să conduci un guvern. Bun, Grindeanu a fost dat jos că nu a făcut tot ce i-a spus Dragnea. Nu poți să conduci un guvern ca pe Consiliul Județean Telorman. Acolo știu cum era. Unul singur decidea, după care ceilalți repede executau și nu merge să conduci România așa și o să vedeți și lucrurile se văd că merg prost. Cum vedeți această execuție bugetară a guvernului din ultima perioadă? Disperarea de a colecta cât mai multe taxe vine tocmai de la ideea că nu vor putea fi asigurați bani pentru pensii și pentru salarii până în decembrie? Eu m-am apucat să scriu cu cifre și ca om care a trecut și prin guvernul Năstase și prin guvernul Boc ăla în 2009, când toată lumea zicea că nu vine nicio criză și când a venit, care am făcut multe greșeli în 2012 când am venit ca prim-ministru, eram foarte popular, dar atunci știam cel mai puțin despre guvernare și... Și am aplicat după aceea, 2013, 14, 15, un principiu care ne ajută și azi, din care trăim și azi, dar pe care l-au abandonat. Și anume, întâi strângi bani, încurajând economia privată, că bani nu face statul. Eu când am auzit-o pe aia cu statul cel mai bun administrator, nu sunt de acord. Sigur că poate să administrezi statul, dar nu poți să mai susții așa ceva la 27 de ani de când a căzut Uniunea Sovietică. Că dacă era bun statul, eram toți în Uniunea Sovietică. Deci întâi încurajezi economia privată. Asta înseamnă toate lucrurile pe care noi le-am făcut, cu reducerea TVA-ului, cu CAS-ul, cu impozitul pe dividende, cu toate celelalte lucruri. Și în primul rând cu o stabilitate, cu codul fiscal despre care prima dată toată lumea a zis, domnule, ăsta e un cod fiscal foarte bun, lăsați-l așa, nu-l mai schimbați. După care strângi mai mulți bani la buget dintr-o economie care produce și atunci începi să faci programe sociale, dar nu așa cu dat pomană la toată lumea. Îmi dai și mie bicicletă, eu nu vreau bicicletă de la doamna Firea. Aș vrea să nu mai fie trafic în oraș, ceea ce e altceva. Unii oameni chiar au nevoie de indemnizația pentru copil mai mare. Alții nu au nevoie de niciun leu, câștigă suficient. Adică programele sociale, întâi le faci din niște bani pe care îi ai și le faci cu scopul de a ca pe acei oameni nu să le dai pomană, ci să-i faci să iasă dintr-un moment dificil. Acum ce se face? S-a pornit pe chestia asta, eu de-aia zic, e braziliană, că se promit bani care nu există. Mărim salariile și pensiile la toată lumea. Nu zic că nu e bine să mărești salarii și pensii. E foarte bine. Toată lumea ar vrea să le dublăm, să le triplăm, să le facem de 10 ori. Dar problema este să-i asigur pe oameni că o să fie bani și în continuare. 2. Să lași mediul privat să se dezvolte în continuare, nu să-l jepcuiești așa cum e acum. Și s-a pornit de la societățile capital de stat, dar care funcționau ca și private, și Transgaz, și Transelectrica. Le-au dus, le-au luat toți banii pe care îi aveau ca să-i dea la salarii și pensii, până la tot felul de schimbări peste noapte introduse contra firmelor și anunțate prostiile astea cu anunțăm ceva, după aia nu mai facem. Și al treilea lucru care mă deranjează cel mai tare, eu m-am luptat cu Băsescu care spunea cu omul gras, omul slab, ne împărțea în categorii să ne batem între noi. Acum Dragnea, ca și Băsescu, dar a schimbat doar omul gras cu omul slab. Zice, domne, omul gras sunt ăia de la privat, care trebuie toți jegmăniți, omorâți cu taxe din ce în ce mai mari, și omul slab e ăla de la stat, care îi dau salariu din ce în ce mai mare. Nu, cred că e să faci o concurență între stat și privat, în sensul în care oamenii să spună, nu mă mai duc să lucrez la privat, prefer să lucrez la stat că câștig mai mult și muncesc mai puțin. Și să faci această bătălie în care cel rău e de la privat și cel bun e de la stat,
E o greșeală la fel de mare ca lui Băsescu și de asta suntem adversari politici, ne luptăm. Revenind la Pro-România, vă gândiți la o colaborare cu PNL-ul sau chiar cu PSR-ul? Nu, nu. Și am spus foarte clar, asta a fost discuția dintre noi trei la început și de-aia am vrut să fim doar trei, nu mai mulți, după aceea s-au adăugat și alții. Și ideea a fost următoarea. Eu am fost prim-ministru. Pot să stau foarte bine fără funcții destul timp. Daniel Constantin a renunțat la viceprim-ministru în guvern. Sorin Câmpeanu a fost ministru și rector și am zis, dom'le, nu. Acum Dragnea conduce pe toată lumea că le dă funcții. Nouă nu ne poate da nicio funcție. N-are cu ce să ne cumpere. Până la alegeri, când ne-or vota oamenii, nu vreau să facem și nu vom face nicio alianță politică, nici, nu știu ce, negocieri. Se poate și fără funcții. Vă întreb, am văzut și prezența domnului Stăriu la conferința organizată de dumneavoastră. Cum îmi explicați prezența acestuia? Ne-am văzut cu o zi înainte la un eveniment privat la care Vali Stăriu ne-a invitat și i-am spus, domnule, vezi, mâine vino și tu. Dacă ne ești prieten, vii. El e cu PMP, nu știu ce face cu Băsescu al lui și cu... Am văzut propaganda lui Dragnea, domne, Ponta cu Băsescu, atenție, eu n-am fost și n-o să fiu cu Băsescu. Cine a fost cu Băsescu a fost Dragnea. Deci nu cred că, cred că există o incompatibilitate absolută, totală și perpetuă între mine și Băsescu. Dacă Vali Steriu, altcineva, la un moment dat, or să vrea să vină alături de noi, discutăm, dar altceva, n-a fost nimic altceva. Cum se prezintă educația în România în acest moment? Cum se descurcă Liviu Pop? Se descurcă? Bun. Vedeți, am un mare avantaj și avem un mare avantaj. Când vorbește Sorin Câmpeanu despre educație, chiar îl ascultă toată lumea că știe despre ce vorbește. Acum nu știu cât de mult se descurcă Liviu Pop sau nu, dar știu că sunt câteva chestiuni care țin tot de, știți, de gândirea asta dragnisto-braziliană cu statul. Aia că nu mai face nimeni manuale decât editura didactică. Nu merge. Suntem în secolul 21, că nu mai există manuale alternative, că nu poate Dar trebuie îmbunătățit. Dar facem un compendiu, în schimb. De... Bun. Cu sportul. Nu o să vedeți un iubitor de sport mai mare decât mine. Dar nu cred că ne trebuie un manual la sport. Ne trebuie ore de sport. M-am luptat cu profesorii și cu sindicatele pe tema asta, domnule, să se facă mai mult sport. Nu mai vorbesc de mai multe baze sportive sau problema că nu mai fac sport. Toată lumea, toți copiii umblă cu scutiri medicale și ce fac, îi dau un manual? Nu, să-i spun, trebuie să faci sport. Știți, e un haos în general în multe domenii și la apărare mă uit. E un concurs de ăsta așa, o cursă în armărilor între Iohannis și Dragnea, cine promite că o să cumpărăm mai mult. La un moment dat, nu știu, dacă cineva chiar trage linie și vede ce am promis noi, că o să cumpărăm rachete, avioane, elicoptere, tancuri și de la americani, și de la francezi, și de la nemți. Și o să vedeți că suntem cel mai mare cumpărător din gură, din declarații. Zice Iohannis că ia 10 elicoptere, Dragnea zice că ia 20, deși nu știu ce treabă are președintele Camerei Deputaților, nu are nicio treabă. Și lucrurile sunt tratate neserios, știți? În multe alte domenii. Cu sănătatea. Ceva mai groaznic decât ce s-a întâmplat la Casa Națională de... Dom'le, aia chiar e corupție. Aia chiar bravo DNA-ului. Nu sunt un iubitor de DNA, dar bravo că într-adevăr au găsit un caz grav de corupție care trebuie sancționat dacă e adevărat. Ce se spune acolo? Nu cunosc altceva, că falsificau rețetele bolnavilor. În loc să stai să umbli după povești nemuritoare, că nu știu ce a zis Tăricianu în 2008, mărturie mincinoasă sau ce am făcut eu ca avocat în 2007, da, ăsta chiar e un caz de corupție. Dar și acolo, Liviu Dragnea l-a numit pe șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Dom'le, ai mână proastă, l-ai numit pe cel de la ANAF, au scăzut încasările, l-ai numit pe cel de la casă și a făcut rețea. Nu te mai băga în toate numirile. Lasă să fie oameni care au legătură cu domeniul și care nu trebuie să răspundă la comanda șefului. Că uitați, lucrurile merg prost și o să plătim toți. Mai e un singur lucru. Eu cred, uitându-mă pe cifre și pe cum arată lucrurile, că 2019, din păcate, poate să semene cu 2009. Și anume, deficite foarte mari, bani puțini, promisiuni multe și ani de alegeri prezidențiale, când nimeni nu recunoaște. Și în 2009 tot spuneau și Băsescu și Joana că nu e nicio criză, că e totul bine. Așa o să ne spună și Iohannis cu cine o mai candida în 2019, că totul e bine. Și vine 2020 și vai și amare.
Dumneavoastră, în ce relații mai sunteți cu domnul Grindeanu? Am văzut vorbim, că a avut vorbim. Întâlniri, ba cu domnul Liviu Dragnea, ba cu premierul Tudose. Lumea se aștepta să vină alături de dumneavoastră pro-România. Nu s-a pus niciodată în discuție chestia asta. El are acea chestiune că el e din 96 în PSD, l-au dat afară, dar el tot rămâne în PSD. Eu cred în startup-uri. Cred în faptul că dacă la un moment dat eu nu mă regăsesc lângă Dragnea și oamenii din jurul lui. Restul PSD-ului, majoritatea sunt ok, dar nu decid ei. Dar nu mă regăsesc, nu, gândind la fel, ne-am despărțit. În rest, ce o să facă Sorin, nu știu, însă episodul cu schimbarea unui guvern de către propriul partid, toate minciunile alea îngrozitoare pe care le-a spus Dragnea în Parlament, că Grindeanu e cu serviciile, Domnul Grindeanu le uită. Nu le-a uitat și Dragnea. Le-a uitat amândoi, le-au înghițit înapoi. Cum poți să zici în Parlament că e un securist, servicii, nu știu ce, și după o lună să zici, e un tânăr așa, hai să... De ce l-a iertat Grindeanu? Nu știu. Eu de nu ce s-a schimbarea așa... asta? Da, mă gândesc de ce... Asta de trebuie să-l întrebați pe el. Eu nu n-aș fi... Mai discutați n-aș fi întors el? Da, vorbesc cu Sorin Grindeanu, da. Când ați vorbit ultima oară? Ne auzim din când în când. Ne mai transmitem mesaje. Nu avem o relație apropiată, dar nici nu se pune problema să fim certați sau supărați. În luna iulie am văzut cum parchetul general a clasat o parte din dosarul Tulcer-Robinari, instrumentat inițial de către DNA. În 2015, acest dosar contribuise la demisia dumneavoastră din fruntea PSD. Da. În ipoteza unei achitări, cum vă veți raporta la procurorul Jean Cheșel? Veți face vreun demers pentru recuperarea prejudiciului de imagine? Păi mai dă mie cineva înapoi anii pierduți sau funcția de prim-ministru sau nu? Doi, acel dosar a fost făcut în totalitate pentru că eu să plec din funcțiile de președinte al PSD și de prim-ministru. S-a îndeplinit scopul dosarul, ca să spun așa. Altfel, acuzațiile, cred că orice om și dușmanii mei au zis, dom'le, hai, dacă faceți ceva, faceți ceva serios. Ceea ce cred că ar trebui îndreptat, nu după cazul meu, după cazul Rușanu, după cazul Gelu Diaconu, după că atâtea cazuri de oameni care era în mod evident li s-a făcut dosar penal ca să plece din funcție, nu de altceva. Lui Rușanu i-au făcut dosar penal ca să plece de la ASF. Nu era nimic în dosar. Lui Diaconu i-au făcut dosar penal ca să plece de la ANAF. Deci, cred că aici ar trebui schimbat ceva ca asemenea abuzuri să nu se mai poată întâmpla. Dacă sunt supărat pe domnul Dragnea pentru ceva, sunt și pentru acest lucru. Vorbește pe la televizor, când merge pe la Antena 3, dă bine să zici că te lupți cu sistemul, dar de fapt el a fost și rămâne cel mai bun prieten al sistemului, în sensul că nu i-a deranjat cu nimic. Are toată puterea în mână, face ce vrea, dă jos guverne, în parte duce parlamentul, dreapta, stânga. Ați văzut dumneavoastră un singur lucru prin care să îndrepte aceste abuzuri? Nu. Ordonanța 13 era ca să scape el însuși. Și acum am văzut, dacă îi se rea dosarul de la zero, o să vedeți că nu mai luptă cu sistemul. Ca să vă întreb clar, susțineți direct sau nu legea răspunderii magistraților? Păi n-am văzut proiectul. N-am văzut proiectul. 1. 2. Eu cred că și-am crezut tot timpul că aici trebuie să existe o diferențiere clară. Abuzurile, așa cum le-am văzut eu în România, au fost comise de anumiți procurori care au vrut să facă politică și care au luat decizii politice. De ce să faci o lege de sancționare a tuturor pentru 2-3, ca și când știți cum, 3 jurnaliști sunt răi, nu faci o lege a jurnalismului prin care să-i sancționezi pe toți. Dar deocamdată n-am văzut niciun proiect concret și n-am nici ce să susțin, nici ce să fiu contra. Rămânând în zona parchetelor, ce soartă vă așteptați să aibă alt dosar celebru, cel cu Tony Blair, deschis de către la fel de celebrul procuror Mircea Negulescu, zis Portocală? Vă întreb, având în vedere și șirul de dezvăluiri din ultima perioadă legate de magistratul Eu vă spun acest lucru. În orice țară, în Statele Unite ale Americii, în Germania, în Franța, dacă ar fi apărut în public 10% din ceea ce a apărut despre domnul Negulescu, acesta era pe loc arestat. De exemplu, să ai relații intime cu
o persoană pe care o cercetezi este echivalentul unui profesor care are relații intime cu elevă sau sunt niște incompatibilități. Să falsifici declarații din dosare, închipuiți-vă că noi, oricare, nu știu, un avocat sau o persoană privată ar face lucrul ăsta, am fi în aceeași noapte, am dormit la răcoare. Domnule Negulescu, e bine, mersi, ba chiar am văzut că inspecția judiciară tocmai l-a spălat total, a zis că nu e nicio problemă. Astea sunt problemele. Eu mă așteptam ca domnul Toader Tudorel, care este destul de lăudat în anumite zone media, să iasă să spună, domnule, sunt ministrul justiției, ministerul public este sub autoritatea mea, asemenea acte și asemenea comportamente sunt inadmisibile. Domnul Toader Tudorel, care în alte ocazii este un povestitor, așa, de detalia lui Ion Creangă, în alte situații, când ar fi cazul, după cum vedeți, tace extraordinar de bine. Așa încât n-am mari speranțe, nu văd că s-a schimbat ceva în bine și, de fapt, problema tuturor este următoarea. Ai prins pe cineva, fapte de corupție, mă întorc la cazul de la CNAS, foarte bine, cele mai dure sancțiuni. Dar, dacă e vorba de un abuz, doar pe cu un scop politic, atunci trebuie să fie și partea cealaltă o sancțiune. După cum vedeți, în cazul Negulescu nu este nicio sancțiune și este un exemplu pentru toți. Cei care au ascultat de ordine, stați liniștiți că nu vi se întâmplă nimic. Dar de ce credeți că e această să cere în jurul procurorului Negulescu? Nu știu, nu-mi pot explica. Poate că le e frică de ce să înceapă să povestească el. Pa, am văzut în acele mesaje că a zis, domne, așa a fost ordinul în 2012-2013, așa trebuia, dacă își dădea demisia, nu știu cine să... Păi, eu nu i-am dat eu ordin, cu siguranță. În încheiere, vreau să lămurim un episod despre care, nu știu, ca dumneavoastră să fie ieșit cu precizări până în acest moment. Ia ziceți. Este adevărat că în seara zilei de 22 decembrie 1989 vă aflați în mașina generalului Ștefan Costian. Ba da, ba da. Despre care presa ar fi fost de... Asta este o prostie totală. În 22 decembrie 89 aveam 17 ani, nu m-am urcat în nicio mașină. Am stat cu tatăl meu, care, mă rog, acum e decedat, și cu sora mea și am ieșit pe stradă în piața Palatului, seara. Dar nebunia aia, eu cred că generalul respectiv, care a și decedat, cred că m-a confundat cu siguranță. La 17 ani nici măcar Ceaușescu nu avea activități revoluționare. Deci a fost o prostie total asta. Mai sunt și multe alte lucruri pe care le citesc pe la tot felul și pe la colaboratori de-ai dumneavoastră, lucruri care sunt simplu de demonstrat, dar s-au intrat așa, știți, în legende. Tot vorbește domnul Roșca Stănescu că eu am spionat-o pe Carla Del Ponte. M-am intrat pe Wikipedia, să văd cine e Carla Del Ponte, ca să știu dacă tot am spionat-o. Este o doamnă care a lucrat la Haga. Eu n-am fost la Haga, am fost sigur... în 2000 și ceva ca ministru. Deci sunt tot felul, n-am cum să mă supăr pe cineva care a murit, dar, repet, la 17 ani, împreună cu tatăl meu și cu încă un vecin, am fost în piața Palatului, cum a fost jumate de București. Nu m-am suit cu nimeni în nicio mașină, ba chiar am dormit acasă. Și de ce să iei pe cineva la 17 ani? Adică asta cu data chiar nu pot să o falsific. Cred că se... ramolise puțin, domnule. Vă întreb deoarece chiar istoricul Marius Oprea a dat de înțeles într-o declarație oferită pentru PS News că ați fost unul dintre membrii fondatori a unei organizații denumite Corbi Tineri, e care nebun. Trebuia să preia puterea în perioada post-decembristă. E nebun Marius Oprea, dacă a spus așa ceva, dar eu cred că n-a spus. A spus pentru PS News. Domnule, înseamnă că a nebunit. Aveam, repet, 17 ani. Deci ce? Dumneavoastră negați... Corbi. Nu că neg, e o prostie de, cum să spun, de spus babelor la foc. Ce mă pregătesc eu la 17 ani? Am zis, doar legendele alea cu Ceaușescu erau cu... Dar nu cred că ai zis Marius Oprea și ceva, sau a nebunit, înseamnă că la Torazna. Vă mulțumesc, domnule Victor Ponta, pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu dragă inimă pe la noi ori de câte ori mai avem subiecte de dezbătut. O să tot avem. Mulțumesc mult de tot. Mulțumim și noi.